Bună ziua, stimate abiturient, deci te invităm acum să depui actele la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimețanu. Deci azi are loc prima zi de depunere a actelor la Universitatea noastră și această perioadă, deci prima fază a depunerei actelor, va dura până pe data de 2 august. Care sunt particularitățile admiterii anul acesta? Deci aveți posibilitatea să depuneți actele online și, de asemenea, totodată aveți posibilitatea să depuneți actele offline. Chiar puteți să depuneți și în original dacă vreți să depuneți actele și să participați la concurs doar la universitatea noastră. Deci, oferta educațională a universității noastre anul acesta este una foarte bogată. Avem trei programe de licență, deci medicina, stomatologie și farmacie. De asemenea, avem cinci programe de licență: optometria, sănătatea publică, deci asistența medicală generală, fiziokinetoterapie și reabilitare, care a fost introdusă pentru prima dată, și de asemenea 5 programe de master, deci cu 3 programe care au fost prezentate exclusiv anul acesta și au fost de asemenea aprobate de Agenția Națională, deci ANACEC. Deci programele în nutriție, de asemenea program în sănătate mentală generală și de asemenea încă un program care este foarte important. Deci prima perioadă de depunere actelor va dura până pe data de 2 august. Și deci, pe 3 august vor fi prezentate rezultatele intermediare ale concursului, care vor fi anunțate pe platforma a universității noastre. Și, de asemenea, următoarea perioadă a admiterii este perioada de pe 4 până pe 6 august, când abiturienții vor avea posibilitatea de a depune actele deja în original. Vă rog să ne spuneți care sunt cele mai solicitate specialități în acest an și câte locuri aveți la buget? Da, și pe data de 8 august o să avem anunțarea rezultatelor finale și Ce aleg? La ce specialități depune cele mai deseori studenții dosarele și câte locuri aveți în acest an la buget? Deci la buget avem 450 de locuri. Cele mai solicitate facultăți sunt deci stomatologie, medicina și de asemenea farmacie. Am văzut că aceste specialități la contract sunt niște sume foarte mari, peste 30.000 de lei. Spuneți-ne cum se argumentează acest lucru și cum motivați atât studenții care nu pot intra la buget să achite un astfel de contract? Deci, da, sumele la contract sunt destul de mari, dar eu vreau să menționez că studenții care au note mari, deci pe parcursul studiilor, această taxă este anulată și respectiv studenții care au rezultate deci mai puțin importante trec la contract. Deci, universitatea motivează pe studenții care au rezultate foarte bune la învățătură. Dar s-au modificat contractele în acest an sau au rămas neschimbate față de anul? Majoritatea contractelor au rămas neschimbate. Cum se întâmplă că iarăși avem coadă la ușa universității? Pentru că știm că există opțiunea de a depune online actele. Da, la momentul actual avem rând, dar deci majoritatea abiturienților trebuie să înțeleagă și este posibilitatea de a depune online, care la fel este și eficientă ca și depunerea offline a documentelor. Posibil, pur și simplu, majoritatea a venit să depună actele offline, că vor să depună doar la universitatea noastră și depun doar în original actele. Această nouă specialitate care a fost introdusă anul acesta, să spuneți în ce constă și care este contractul?
Deci au fost introduse mai multe specialități, în special deci, la masterat, deci sănătatea mentală generală și de asemenea nutriția, deci o specialitate deci, foarte populară, dar din păcate nicio universitate cum n-a avut așa deci, masterat în Republica Moldova și este cum, deci, o ramură medicinii care este foarte dezvoltată și foarte populară, deci nutriția, dar din păcate cu nutriția în Republica Moldova se ocupă persoane care nu sunt licențiate. Da? Avem doar licențiați din România sau din țări europene. Și noi sperăm cu implementarea acestui masterat nou să avem și specialiști locali care sunt pregătiți și în Republica Moldova. La aceste specialități noi se pot înscrie studenții care au deja licența la medicină generală sau cum? Deci, da. Deci, la masterat, la concursul la masterat vor participa deja persoane care au studii de licență. Nu este obligator de medicină, deci pe site-ul universității absolut este toată informația. Deci, absolvenții a cărora programe de licență pot participa în concurs la master. Câți ani vor studia pentru obținerea masteratului? Masterat durează 2 ani. Vă prezentați. Da, sunt Alexandru Corlăteanu, deci secretar al Comisiei de Admitere al Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Stimițanu. Mulțumim. Dragi candidați la admitere, bună ziua. Astăzi, 18 iulie 2022, a început procesul de admitere la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova. O particularitate specifică a anului curent este posibilitatea de a depune actele atât cu prezență fizică la sediul Comisiei de Admitere, cât și prin utilizarea platformei instituționale în scopul depunerii dosarului de concurs online. Reiterez că depunerea online este o modalitate comodă, rapidă, nu necesită investiții financiare, nu necesită deplasarea la universitate și vă permite lejer să formați și să transmiteți pentru procesare dosarul de admitere la comisie. Pentru depunerea online este elaborată și pusă în funcțiune platforma instituțională e-admitere USMF-MED, astfel fiecare candidat care dorește să depună actele online, începând cu data de 18 iulie 2022, trebuie să treacă câțiva pași simpli și rapizi, cum ar fi crearea contului, completarea cererii de înscriere la concurs, atașarea documentelor necesare și trimiterea dosarului spre procesare. Primul pas pe care trebuie să-l faceți este crearea contului dumneavoastră pe platformă. Astfel, intrați pe eadmitereusmf.md și mergeți la compartimentul înregistrare. Pentru înregistrare este necesară introducerea numelui, prenumelui, unei adrese de e-mail funcționale a dumneavoastră prin care se va comunica ulterior cu membrii Comisiei de Admitere. Introduceți o parolă specifică pentru contul dumneavoastră de e-admitere și confirmați parola, după care creați profilul. Imediat după înregistrare, trebuie să verificați adresa dumneavoastră de e-mail unde ați primit un mesaj de confirmare a înregistrării. Trebuie să dați click pe activarea contului, astfel, în continuare, dumneavoastră veți avea posibilitatea să treceți la procedura de autentificare. Deja contul dumneavoastră este funcțional, vă autentificați și imediat după aceasta veți avea posibilitatea să procedeți la procedura propriu-zisă de înregistrare la concurs. Pentru început, dumneavoastră trebuie să bifați declarațiile inițiale, care includ faptul că dumneavoastră vă asumați pe proprii răspundere, corectitudinea, completitudinea și conformitatea informațiilor oferite în cererea de participare la concurs, sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, aici aveți posibilitatea să vizualizați acordul și sunteți de acord cu prevederile regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii. După aceasta, salvați și continuați. Deja vi se deschide cererea dumneavoastră de concurs în care trebuie să completați informațiile ce țin de date personale,
informații privind documentul dumneavoastră de identitate, datele personale cu referire la domiciliu, informațiile despre studii, informații despre participări la olimpiade, concursuri, expoziții, informații despre părinți, starea dumneavoastră civilă, dacă sunt situații speciale conform regulamentului, vă selectați opțiunile de concurs, după care încărcați documentele necesare și transmiteți dosarul spre procesare comisiei de admitere. Iată în continuare exemplificarea cum arată o cerere de concurs a dumneavoastră în format electronic. Nu mă voi opri în detalii la fiecare compartiment, doar vreau să vă reamintesc că aveți de completat, iată, aceste compartimente esențiale pe care deja le-am nominalizat. Fiți atenți, nu este nimic dificil, mergem pas cu pas, doar vreau să reiterez sau vreau cumva să vă captez atenția, să fiți atenți la situațiile speciale. Deci aici dumneavoastră puteți să încărcați documente care vă permit să participați la cota de 15%. Este vorba de categoriile cu facilități pentru admitere. Dacă sunteți rămas fără ocrotire părintească, dacă sunteți cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, ambii părinți cu grad de dizabilitate, dacă părinții dumneavoastră au participat la acțiunile militare, dacă au participat la lichidarea consecinților avariei de la Cernobâl și alte categorii pe care dumneavoastră le puteți vedea în regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii. Important este să selectați corect opțiunile dumneavoastră de concurs. Aveți dreptul să selectați până la 3 opțiuni de concurs, dar nu este obligator să faceți acest lucru. Aveți posibilitatea, dacă doriți doar una, completați doar un câmp, lăsați celelalte câmpuri necompletate. Important este că dacă dumneavoastră doriți să participați la concurs, atât la locurile cu finanțare de la buget, cât și la contract, trebuie să bifați ambele opțiuni, pentru că dacă ați bifat și studiile la contract, dumneavoastră ulterior veți putea participa în acest concurs, dacă nu promovați la locurile cu finanțare de la buget. Dacă nu bifați această formă de studii, nu veți participa la acest concurs. Bifarea contractului nu vă obligă ulterior să faceți plata, deci este decizia dumneavoastră cu referire la viitorul tip de studii. Doar, încă o dată, repet, nu selectați toate 3 opțiuni de concurs dacă nu doriți să faceți studiile la o specialitate care poate dumneavoastră considerați că întâmplător a fost promovată. După selectarea opțiunilor de concurs, urmează să încărcați documentele. Aici este important să încărcați actele în format PDF sau JPEG. Este vorba de buletinul de identitate față verso, diploma de studii, fie diplomă de bacalaureat, fie atestat de studii medii de cultură generală sau diplomă de colegiu. Trebuie aici pot fi și trebuie încărcate alte acte, dacă este vorba de certificat de naștere pentru cei care sunt din diasporă, diplome de olimpiade, de participare la olimpiade după caz, dar esențial este că actele obligatorii să fie aici, buletinul de identitate, actul de studii cu anexa respectivă, cât ține de fotografii, trebuie să fie 4 fotografii 3x4 cm, pozele, se vor prezenta când dumneavoastră veți depune actele în original la USMF Nicolae Testimețanu. Aici țin să menționez că depunerea actelor în original în anul 2022 poate fi făcută în orice perioadă de admitere, din data de 18 până pe data iulie până pe data de 6 august 2022. După ce ați încărcat documentele, faceți verificările de rutină a dosarului dumneavoastră și dacă datele care le-ați inclus corespund cerințelor noastre și ale dumneavoastră, urmează să bifați declarațiile finale care sunt parte componentă a dosarului și să faceți click pe butonul Trimite dosarul. Din acest moment, dosarul dumneavoastră este transmis la Comisia de Admitere și dumneavoastră, oricând, puteți vizualiza care este statutul dosarului dumneavoastră. Dacă dosarul este în regulă, până la 48 de ore de la primirea acestuia, el va fi procesat, prelucrat și validat,
fapt care va fi confirmat printr-un mesaj expediat dumneavoastră la adresa de e-mail care anterior a fost verificată și confirmată de către dumneavoastră. Dacă apar neclarități, Comisia de Admitere vă va returna dosarul dumneavoastră de concurs cu un mesaj special, dosar incomplet. Dumneavoastră aveți posibilitatea să faceți modificările necesare și să retrimiteți dosarul pentru procesare și validare la Comisia de Admitere. Dacă situațiile de concurs sunt clare, dosarul este validat, dumneavoastră primiți confirmarea prin recepise. Totodată țin să vă reamintesc că dacă până la data de 2 august 2022 dumneavoastră veți intenționa să modificați opțiunile dumneavoastră de concurs inițiale, aveți posibilitatea de pe platformă să descărcați o cerere specială, să o completați, să o scanați și să o remiteți la Comisia de Admitere pe adresa admitere2022@smf.md. Astfel, dragii noștri viitori colegi, încă o dată menționez că pe lângă depunerea fizică a dosarului de concurs, aveți o modalitate frumoasă, simplă, eficientă, care se numește depunere online pe platforma eadmitere.smf.md. Dar, indiferent de modul de depunere pe care îl alegeți dumneavoastră, țin să vă transmit din partea USMF Nicolae Testemețanu doar baftă pentru voi la admitere și evident că vă așteptăm în rândul studenților USMF-iști. Suntem în sala de procesare a dosarelor candidaților, atât cei care depun dosarele online pe platforma eadmitere.usmf.md, cât și cei care au decis să vină cu prezență fizică la universitate. Dosarele sunt prelucrate, iată aici. Cei care depun online deja ulterior primesc informația din centrul de prelucrare. Cei care au venit cu prezență fizică au posibilitatea mai întâi să depună cererea de participare la concursul de admitere, după care dosarul se procesează în prezența candidatului de către angajații Comisiei de Admitere, se confirmă validitatea actelor, se introduc toate datele necesare în bazele de date instituționale și se confirmă participarea candidaților la concursul de admitere. Reamintim tuturor că admiterea în anul 2022 la USMF Nicolae Testemețanu se va desfășura în perioada 18 iulie 2022-2 august 2022. Este vorba de depunerea dosarului pentru participarea la concursul intermediar de admitere. Pe data de 3 august vor fi făcute publice rezultatele concursului intermediar. În perioada 4-6 august, toți candidații sunt așteptați să depună actele în original, iar pe data de 8 august vor fi cunoscute rezultatele finale ale concursului de admitere. Aici trebuie să spun repetat că depunerea în original a actelor este posibilă nu doar în perioada 4-6 august 2022, ci și în orice zi lucrătoare în perioada 18 iulie 2 august 2022. În anul curent, USMF Nicolae Testemețanu are o ofertă variată educațională în care se includ specialități de licență, ciclul 1, cum ar fi sănătatea publică, asistența medicală generală, tehnologie radiologică, optometrie și anul acesta aveți posibilitatea să mai selectați o specialitate nouă și evident necesară pentru sistemul de sănătate, fiziokinetoterapia și reabilitarea. Toate specialitățile ciclului 1 sunt cu durata de studii de 4 ani. Totodată, dumneavoastră, vă puteți selecta și 3 specialități sau programe de studii integrate, medicină, stomatologie și farmacie, cu durata de studii 6 ani pentru medicină și 5 ani stomatologie și farmacie. Evident că, pe lângă studiile de licență și integrate, sunt puse la dispoziția dumneavoastră și programe de master ciclul 2. Pe lângă programele deja existente anterior, cum ar fi management în sănătate publică și tehnologii moleculare în sănătate, în anul 2022 USMF Nicolae Testemețanu vă propune nutriție umană, optometrie clinică și sănătate mentală publică, specialități noi, la care pot fi admiși, în dependență de profilul absolvit anterior, atât persoane care au luat licență la USMF Nicolae Testemețanu, cât și în alte instituții superioare de învățământ din Republica Moldova sau de peste hotare. Astfel, dragi candidați,
La USMF Nicolae Testemețanu, dumneavoastră aveți posibilitatea să vă înscrieți la concurs, la o specialitate care sigur vă va satisface așteptările dumneavoastră de viitor, iar noi, cei din Comisia de Admitere și toată comunitatea academică a USMF Nicolae Testemețanu, vă așteptăm cu drag și sperăm că veți completa rândurile studenților începând cu 1 septembrie 2022. Baftă vouă! Da, stimați abiturienți, aici avem area specială care este destinată completării cererilor. Este practic una din primele etape de depunere a dosarului și cum vedeți aici abiturienții care sunt ajutați de membrii Comisiei de Admitere completează deci cererile care respectiv vor fi procesate ulterior de echipa Comisiei de Admitere. Deci aici sunt preconizate aproximativ 20 de locuri pentru abiturienți care pot completa cererea respectivă și cu 3 opțiuni posibile. Deci abiturienții aleg facultatea, cum deja am discutat mai înainte, și de asemenea sunt verificate încă o dată toate actele care pot fi depuse și în original și pot fi depuse și copiile.